že to pozvala Kučovia a Kuče, čo je tam tak veľšia na 20. roku na iné krásne kľúčky, ktoré je viac, ktoré sa väčšie sú tým provinca. Sladal som je zlým možným, nemohte byť väčší, väčší Bohu. Thank you.
nostro, miluiește-ne și miluiește pe noi. Amin. Dacă eu și dacă cei ce părinți, dacă eu suntem aici, distinse oficialități bisericii. Ziua de astăzi este una cu totul deosebită în istoria județului nostru, pentru că avem marea bucurie de a fi vizitați pentru prima dată din Patriarhul României. De aceea îi mulțumesc dacă îi spun Părinte Daniel pentru cinstea deosebită pe care mi-o face. Sfântul Apostol Pavel a scris, nu este nici o îndoială că cei mai mici au venit în votare de la cei mai mari. Cu toate acestea, eu nu păsesc ca cuvinte mai potrivit în care să întâlnim de strategii pe Părinte Patriarhul Daniel, când catedrala din Salon de Cât, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Din punct de vedere al teritoriului, să la fel este al 38-lea dintre cele 41 de județe ale României, o suprafață de 3864 km pătrați, iar ca populație este al 40-lea, având conform unui censământ un număr de 217.895 de locuitori, dintre care 139.531 sunt ortodoxi, reprezentând 64% dintre străjeni. Temerea județului provine de la cea a lui Sălaș, care are o lungime de 70 de kilometri, apele sale de răsâmță, în rândul zonei și pastă sânt. În limba maghiară, Sălașul este numit Sirani, termen compus din cuvintele Sin, adică Ulm și Ari, care se traduce prin Arie. Deci Sălașul înseamnă Valea Ulmilor. Cu toate că județul nostru este mic, are istorie mare, prin vechimea și importanță deosebită a numeroaselor de descoperiri pentru că aici, care sunt de o valoare inestimabilă pentru țara noastră și nu mai. Deși zona care ne-a dat există de la pacea lumii, deci cu mult timp înainte de a se deschis Vechiul și Noul Testament, Sălașul nu este pomenit în Sfânta Scriptură, însă descoperă pe aici continuă cele tratate în cartea pacei, în sensul că mergitoare din apă postoiată înaintea celor de pe uscat. Astfel, în preistorie, mai exact în urmă cu 35 de milioane de ani, acest loc era străzat de ape unui noi carte, pentru că au fost găsite fosile de rechini, crocodili, pești prăvitori, roșii zestoase, dar și vaci de mare sau sirene din acea perioadă. După ce apele s-au retras, au fost identificate de uscat, încât în zona și pe o sume și bogotei din acesta, județ s-au descoperit cele mai vechi fosile de vertebrate continentale din Europa la Est și restul de mamifere fosile, precum strămoșii aliciului, elefantului, capului, hipopotamului, de iecelor, dar și marfutianii care se purtau unii în spate, au fost găsite chiar fosile ale unor dinozauri tipici. Descoperirea că orice județul Sălaș este faptul că această zonă a fost locuită de omul pe din ce mai vechi timp, astfel pe ferecțiune invește prin localitatea Cuciolată, s-au descoperit în mai multe desene, având o privire de peste 12.000 de ani, care sunt cele mai vechi desene ce se pierd din sud-estul Europei. Prin așezări de lege descoperit în jurul nostru, existau încă din ori, conform cercetori istorice, în jurul anului 5.500 ani de Hristos, unii prescători de aici, de origini capte din locul de sale, urmând în căutare unor noi locuri de pășunat, ajungând în zona noastră, unde s-au stabilit definitiv. Cea mai vechi localități descoperite în Sălaș sunt cele de la Porț și Zăoan. Cel mai vechi tezaur de aur masiv din România a fost descoperit la Porbistru. Acesta cântărește 780 de grame, datat din perioada neolitică și inutilizează titlul antropomorf, simbolul al fertilității. Tot în Sălaș a fost descoperit în 14 tezauri de monede și covoare dacici din argint, iar vestigii dacice se găsesc în aproape în Tejdeiul. După crucierea Daciei de către romani, în anul 106 după Hristos, strategii militari romani au apărasat frontiera nord-estică a Imperiului Roman pe muntele Meseci din Sălaș. Acest timp este delimitat teritoriile Daciei
ocupate de roman de zona Dacia Vâlbe. Provincia romană Dacia Comisexiști își cajunile la Comunistul, cel mai important castru roman din zonă. Savantul Ptolemeu din Alexandria Egiptului menționează această localitate în care s-a geografia, iar Vadul Sfântului Sever ridică așezarea la rang de minunție. Cea mai semnată cercetare de astrofite din zona acea perioadă era Daci-Dava, situată pe nordul arșilierului Sivanii de astăzi. Procele bizantine și lucrarea acesta în care omul nu avea mânturis, fac timpere pronunțuri despre omul acest rog peste voie proate lui Cerul și Nenorul. În epoca medievală, din slajul acelor mări dintre cea mai importante feluri comerciale care aveau centrul Transilvaniei de vestul Europei, este vorba despre drumul Sării și drumul unei istorie. Pentru prima dată, Sălașul este menționat cu acest drum istorie în anul 1976, când a fost înființat Comitatul Sălaș cu centrul de reședință la Zahărul. Eu am menționat documentarul Cătă Sălaș, capitala zăriului Sălaș, de astăzi, apare în cronic acesta, când acolo avea mânit, cea din trei testare documentară, odată cercă, zărbesc cu cea din registrul scaunului de judecată de la Oradea din anul 1920, apoi aparte trăile din Lui, Zila, Ovid, Zila, Zila, Zahar, iar în afirmare, Valdete și Zermante. În ceea ce privește semnificația lui Zahar, sunt două variante. Una care este în acum, de la punctul de veste și care se numește în conjoară localitatea Zahar, iar în altă variantă, pe Zila din limba tractă, și că înseamnă fiind, iar după ce mai largă, va fi de mine care a fost dată Zahărului de credință în viitor de clăturile a dată față de credință de vie din zonă. Cel de prima la mai rămâne, Iulian Andrei Tomșa, care a fost în Zahărului, capitala Zahărului Mazarului. S-a păstrat pe harta Sfântului Județului Sălaș. Sălașul este un și dacă și ce privește vesticiile din bisericești de care fi templul făcut de la Corpus, care prin templul papă de Hristos, relativizarea bisericii creștinilor, de la post roman, care este cea mai plină bazilie creștinilor făcută la Norul Lumea. Viața bisericească din anul acestei popii s-a testată de vesticiile arheologice, de primime, mi se spus că urmește la trei și la noastră din Sfânciorul de Mese, Bădan, Trăiești, Sfânta, Chiază. Călătorul jezuiți, Italian Antonio Possevino, care a călătorit în anul 1983 din Transilvania, timp de o lună și jumătate, amintește că lucrarea făcută în 1984 despre existența unui episcop ortodox în Cină, fără să menționeze dacă acesta avea o știință permanentă, pot se găsea doar în trecere. Un tezaur bisericesc foarte important în Răzărul îl constituie numeroasele biserici de lemn, dintre care ele sunt pictate și foarte bine conservate. Cea mai prețioasă, pomoara actuală a statului, să sunt credincioși și dedicați nouă spre păstorie. În județul nostru este o vorbă. Degeaba sunt pe cineva pe telefonul din dimineața, că lucrul va răspunde cu plecat la biserică. Până în 1910, pe la vorbirea Transilvaniei cu România, într-un salon istanici cu o biserică ortodoxă, predicat pe un fraș de ortodox din acest oraș, se leagă tot în numele lui Iulian Andrei Domșa, pe când era prefect al județului Sălaj. Aceasta se numește Sfânta Trăimie, pozitează în 1925, ce a fost secrețată în 1927 de pe casa de Sfântului Hristos Nicolae Ivan Arăuși. În acest moment, dințeles, există o catedrală episcopală, o biserică pe care trebuie să fie finalizată, iar ce înseamnă în câte stadii de finisare sau cu totodile, precum și două paradise, unul la centrul de patria și altul la spitalul județean. Știm lucrarea în care apel este practicul Părinte Ioan Lucro, arhitectura construcției o copiază de cea lui de care a Sfânta Sofia din Constantinopol, iar Sfințirea Pierie de Verie a avut o
rog în ziua de 15 august 1990, dacă aș avea tot o capacitate de 5 de rogăți. Dar în timpul de prelucrări de jos din salată, în studenții sunt permanență de părintele Ioan Mântru, s-a ajuns la înființarea episcopiei Sălașului, cea mai mare instituție bisericească existentă vreodată în aceste locuri. Episcopia a fost înființată în Vamanul 2007, sub păstorirea prefericitului părinte Patriarh Daniel, la nici o rundă anabolizarea prefericii sale, ca cea de-a șasele în patriarh al României. Nu consider îndrumbătoare lista de astăzi la prefericii noastre la Zadăr, de la încetronizarea primul episcopat Sălaș, pentru că în această catedrală, în ziua de 13 aprilie 2008, exact în urmă cu 5 ani și 5 luni. În episcopia noastră există 3 protocopiate, 22 parohii, 63 de filii, 6 mănăstiri și un sfânt. Și în desfășura activitatea, 227 de preoți, 6 diaconi și 39 de monahi și monahii. Prezența prefericitului părinte Patriarh Daniel, în zâțul nostru, este unul dintre roadele înființării episcopiei Sălașului și al scopului de a genitura eforturile depuse de preoți, monahi și credincioși de aici, în vederea dedicării sediului de patriarh. În mâine, ca trece prin patriarh, a Sfinții Paraclisul, Sfântul Apostol, cel mai istoric al centrului patriarh al episcopiei noastre, de a primi de Biserica Sfântul Prorop Daniel din Jehov, va aștepta să luați parte în cât mai mare la acest moment de unice, e viața Bisericească a Sălașului. Ales să mulți adresez cu prea de păcat la mine, pentru că am eu îți povestească în episcopia noastră. Îi mulțumesc și în al Sfântului de Vitopolit Andrei, pentru că este părtaș la puterea noastră de astăzi. Aduc mulțumit prea Sfinților Părinți, Sofronii, Alorantei, Justinii, Sfântia, Alorantei și Lui Sfântului, față de Domnul cu noi. Și de asemenea, Bisericuntei Marii Vitopoliei, să vă aceste Sfinte Moaște, dar la fericitul iar să vă întâmplă străjenii, să se închidă, să vă întâmplă la Sfântului care de aici, mare păcătorul de minuni. Dumnezeu să vă așteptă să vă duceți să vă duceți în tot, preoți, să vă duceți în tot, din Sălași, amin, din Sălași, din Sălași. Yeah.
Bůhka dá slama kluča, on zkává ty věci, či nekává ty věci, ten kvůli je to svěntu, která ty kvále byla jen. Za nastupy do zjova ten tyho kromě je pomíjen, pokud se bavu se šťastě, by se prvára, které můžu by máš kromě. Tak proto, že je věřit, že je zjova je hodně, no je to je pomíjen, no se to bylo vůžet. Do zjova jsem se vrátán, nechají se kromě. Prostě těžší nomi, tady v týmu šatce, že se vrátu dělá, a tady a pokud byli studii, že je všichni faktukáři, dala všichni 20 tor, a nyní na kýus, šáty a všakový diáko všichni u nám je výskoká Alexandria, Benedřík, všakový týká oza Indy, unoramitný kontrast, který dá která je vidět, když je to vidět, když je si mají tento u něho možná se anunciáme, že no je v nevoji, který je to vodní. A to by se vlečet na Alexandre a hodit, která Atena dala mu vysokodie, Evia, která postoji na Prostejan, tako je ten vidět direktor, který si znáte uložit Rozana, Zároveň v tým Atenu, kde někde pasu se posečá a forma týdne, která se tedy nepřevzí. Právě tady je 20 minut na mějnou všude vodu. Však je tedy převzí při to, že tu vodu kapte na nezbytě majství týdžba jedina. Však podo a podmítlo na cíli vámi, u multe ca superiști. Și încă din timpul vieții sale să pușim din urmă de care. Și după mai mulți ani de nevoință, după 12 ani, această mănăstire, care a întinat rugăciunea cu sfătuirea credincioșilor pe ei, ci cu o lucrare mereasă, construirea unui mare biserică, mare catedrală, a trecut la Domnul, după cum spuneam, în ziua de 8 noiembrie 1920. A fost găsite moaște de sare mai frumoase de zile, a fost aduse în biserică. O parte din ele a fost dăruite de toată lumea și au ajuns câteva părticele și în România, la mănăstirea Fratul Boze din București, care în două sau trei părticele ne-a dat un fragment și nou, la catedrala Patriarca. Ne-am gândit să aducem în bucurie rândul credincioșilor din Stalău și Jigou, prin prezența Sfântului Necare de la ei. El a fost trecut în rândul Sfinților de către Patriarhiei Duminică în 1961, și are zi de pomenire dată de 9 noiembrie, nu 8, cu ziua în care a murit, pentru că atunci este praficul sărbătoarea pomenirii Sfinților Arhanghelului Mihai și Gabriel. Acest sfânt, care se pare că a fost bolnav de cancer, a devenit de mântuitor pentru multă lume, nu numai din Grecia, ci și din diferite țări ale lumii, pe mântuitorul de toate bolile, dar și de cancer, care este o boală cumplită a veacului nostru, care a luat proporția și se vede evlavă oamenilor, la Echina, unde Patriarhia Română organiza Sfântirica de Lună și Veterinașul prin Centrul de Veterinașul Patriarhiei Române, prin
1000 voi, curești, de asemenea, viitoare de mulți cei și de alte confesiuni. Și au simțit atâtor. De aceea nu dorim să prelungim în seara aceasta de la Mântul pentru că dumneavoastră să vă stii să vă închinați, deoarece mâine, oamenii de în seara aceasta de Dumnezeu, vor fi duse la Paraclist, Domnului Centrului Parchiar, de la de aici din Mântul Paraclist, pe Paraclist, în zi, mâine. Deci acolo se vor închina mâine la Centrul Parchiar, cei care n-au putut în seara aceasta să se închine Sfântul Nectarie, sau Mărturul, sau Vindecătorul de Boli, este o prezență și o mare binecuvântare, ca și toți Sfinții lui Dumnezeu, că foarte adesea dorim să facem un lucru cu noi. Și constatăm că a slăbit credința, a slăbit voința și a slăbit iubirea noastră față de Dumnezeu și față de Sfântul. De ce a Sfinții sunt rugători împreună cu noi și rugători pentru noi. Deci, în această atmosferă de rugăciune, în jurul Sfinților, noi ne întărim în credință și în comuniunea frățească. Vă mulțumim pentru primirea frumoasă pe care ne-ați făcut-o cu cor, pâine și sare, cu costume naționale românești. Și, desigur, ne bucurăm că această biserică este mărturia dorinței credincioșilor de a avea locat pe chinăciuni din noi și luminoase și mai mari. Iar aceasta, numai 10% din populația României poate intra în bisericile pe care le-a trebuit. În raport cu populația, deci, noi știm și care sunt nebunețile construirii bisericii, sau că am inițiat în Moldova construirea 250 de biserici. Și acum, anul s-a extins prin construirea catedralei Virinea. Deci, suntem bucuroși că avem de face cu bisericii noi, unele terminate, altele curs de finalizare, fiindcă cea mai mare lucrare din această este construirea unui biserică. Principii și curvea pomeniții viitor sunt pomeniți și când nu mai au urde și prieteni, pentru că în biserica în care se săvârșește Sfânta Liturghie, celelalte structuri, tot timpul există pomeniți cu formula fericiți și bună pomeniți. Nu nici de nimic, de tot timpul. Deci este o greutate să fii pictor astăzi, mai ales într-o vreme de criză economică și financiară, dar și o mare șansă. O mulțime de oameni în timpul populismului doreau să construiască biserică, dar Dumnezeu ne-a ales pe noi pentru că am fi mai buni și pentru că ne-a dat șansa să răspundem iubirii sale milostire prin iubirea noastră constructivă, că rezidește prin cuvântul și prin materie casa lui Dumnezeu spre binele și mântuirea oamenilor. Ca semn de prețuire pentru primirea în această biserică și de binecuvântare, dorim să oferim Părintului Parol această curte de binecuvântare, rugăm să binecuvântați poporul, ca să facă de baza asta pentru binecuvântare de Dumnezeu. Și precizăm că este confecționată în atelier de Patriarhiei Române, pe vizitare, practic, de deci, e viitor pentru comandați
Ježiša. Ten ce acestea sunt filocatiile ultimele vorbine și o carte culminată de Sfinților a Împărașul Sfântului și de la promotorul ei libertății de joasă și apărătorului în credințe, intitulată Cruce și Visul de volumul de informare și volumul proloate de volumul 2, septembrie, februarie, de publicare de urmare. Viețile Sfinților și învățături ale Sfinților pentru cotidirea sfântească. Și cel mai recent dicționar, publicat de editura Basilica a Părtării Române, dicționar de muzică bisericească română. Iar pentru credincioși, astăzi și mâine, de părinte, pentru cei din țară și pentru cei din Jibou, cinci mii domnilor producții, gratis acestea, vor fi oferite celor care se închină 2500 aici, 2500 din urmă. Când se termină ampliantele, vor primi iconici, ca semne de binecuvântare. Deci primii 2500 de credincioși primesc ampliantele, se-i da iconici, ca să rămână omul amintire și un semn de binecuvântare. Aici este și Catedrala Episcopală. Deci un fel de legătură de împărtire cu Catedrala de Cuvinte și Sfântul Sărași. Bine, vă dorim sănătate, bucurie și mâine, așa cum a spus preajunțitul Episcopului Domnului, ne întâlnim la Sfințirea Parafistului de la Centrul de Patriarhie, cu Sfânta Liturghie. Scena din exterior, în fața centrului de Patriarhie. Și, deci, vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și ajutorul rugăciunilor Sfântului Nectarie.